Prieteni, vreau să vă arăt aici un izvor nesecat cu o cantitate de apă foarte, foarte mare, deci ea curge zi și noapte într-una, fără oprire. Se cum vine așa cu ceva țevi pe aici și vine direct din pământ. Posibil la o adâncime de vreo 10 metri, sau mai bine pe 10 metri. Are chestiune foarte, foarte mare. Atâta curs până s-a făcut aici, atâta mai penoluț. Uitați ce curat e. Se vede și până jos. Cred că sunt și pești pe aici. Și ce vreau să mai specific. Poate să fie și minus 15 grade. Tot nu-mi viață. Curge mereu. Soarele, ceea ce e foarte bine. Îmi place cum se vede pe fundal de iarbă acum înghețat. Și-a dă un contrast foarte fain. Îmi fac puțin și Lamborghini pornit. Spre fermă, m-am oprit puțin ca să vă arăt aici o baltă foarte, foarte mare. Ia uitați că a și înghețat puțin. Cred că e la circa un kilometru distanță. Ia să cobor puțin. Foarte cunoscută pentru pescuit. Pare tare gheața. Și e foarte, foarte adâncă. Nu mă risc să merg până pe mijloc. Păcat doar că nu e îngrijită, a crescut și stuful.
Vara trecută chiar am văzut pe aici câțiva prieteni s-au dat cu barca. Continuăm cu hrănirea ovinelor. Pregătit aici un balot de lucernă amestecat cu cel de fân. S-a mai încălzit puțin, a ieșit și soarele. E totul ok. Cred că sunt aproximativ 9 sau 10 grade acum. Uitați, ce frumos e cerul. Cu puțin nori albi. Când eram mai mic, mă păcăleau prietenii mai mari că acolo unde sunt norii sus, acolo e și zăpadă. Tot mă gândeam, oare cum să ajung până acolo? La un moment dat am zis că o să mă închirez un avion. Ce ziceți, cum am așezat acest baluț? Uite, ar fi mai bine și mai rău. Nu vor pica ei de aici. Ups. Oh my god, cum a căzut balotul. Are aproximativ la 400 de kilograme.
Începe încet să se însereze. Încercăm să prindem un apus de soare foarte frumos.